Salut, suntem în direct la gadget.ro, sunt la standul Samsung de la MWC Barcelona 2018 și l-avem în față pe Samsung Galaxy S9 Plus. Cum îți dai seama că l-ai în față pe S9 Plus și nu pe S8 Plus? Te uiți în partea spate și vezi că ai o cameră duală. Nu numai că avem cititorul de amprentă adus sub cameră, ci și faptul că se utilizează o cameră duală în stilul a ceea ce găsim pe Samsung Galaxy Note 8. Doar că camera duală de aici este cumva pusă într-un mod portrait, nu în mod landscape, nu avem unul lângă altul, ci unul sub altul. În rest, noutățile în ce-l privește pe S9 Plus sunt strict pe partea hardware. Un procesor nou, realizat pe o tehnologie nouă, ceea ce permite un plus de performanță și un plus de autonomie, cel puțin așa spune gigantul sudcorean. Telefonul de data aceasta vine cu 6 GB de memorie RAM și 64 stocare, deci avem un plus de 2 GB față de S8 Plus. Bateria este aceeași, de 3500 mAh. De notat ansamblu de camere, avem o cameră de 12 megapixel cu f1.5 și 2.4 plus o altă cameră de 12 megapixel cu f2.4, ambele cu stabilizare optică de imagine. De ce am mai avea încă o cameră cu f2.4? Chiar am primit întrebarea asta pe site. Pentru partea asta de zoom optic 2x, pentru fotografiile tele, o cameră gândită special pentru asta. Pe când camera de 12 cu f2.4 e mai mult pentru situațiile pe timp de zi când vrei sharpness în imagini, f1.5 pentru momentele alea în care fotografiezi mai mult în low light, cu lumină mai slabă și îți dorești să ai mai multă lumină pe obiectiv, să scoți mai multe lucruri în relief. În rest, nu sunt prea multe de comentat, pentru că designul este aproape același, adică schimbările v-am zis care sunt. Dispunerea elementelor de conectivitate este similară cu ceea ce întâlneam pe modelul anterior. Designul este aproape același și o diferență mică la raportul display corp. Aici 84,2% versus 84% la S8 Plus, dar e o diferență de asta, nu știu, ce nu o vezi cu ochiul liber, să spunem. Acum trebuie să recunoaștem, Samsung a făcut treabă bună cu S8 Plus și poate că momentan nu aveau ce să schimbe aici, mod neapărat. Am uitat să precizez faptul că avem un nou design pentru difuzor și avem două difuzoare de data asta, un efect stereo dezvoltat împreună cu Dolby. Știți că acum telefonul filmează la 160 de frame-uri pe secundă, 0,2 secunde le transformă în 6 secunde. Abia aștept să mă joc cu această funcție, să văd cât de bine sunt realizate materialele. Software-ul pare din ce în ce mai puțin modificat față de ceea ce aduce Android-ul nativ. Cu siguranță Samsung nu mai merge pe ceea ce mai merge pe interfața TouchWiz customizată puternic ca în urmă cu ceva ani. Acum totul amintește, cum v-am zis, de Android-ul nativ. Cam acesta a fost S9 Plus la prima vedere. Vă mulțumesc atenție, o zi cât mai bună, la